Inspectoratul de jandarmi județean Prahova a anunțat prelungirea termenului pentru înscrierea la concursul organizat în vederea ocupării funcției de ofițer specialist 2 în cadrul serviciului logistic, compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar și protecția mediului. Candidații trebuie să aibă studii de licență ciclu 1 sau studii de lungă durată cu licență într-unul dintre domeniile. Inginerie civilă, ingineria mediului, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie civilă sau ingineria instalațiilor. Pentru mai multe amănunte pot accesa site-ul unității www.jandarmeiaprahova.ro unde vor găsi un link legat de, acest, de organizarea acestui concurs. Cei care își doresc să ocupe postul de ofițer specialist 2 pot depune cererea de înscriere și dosarul pentru a participa la concurs până la data de 14 iunie.